Inima tânărului în vârstă de doar 35 de ani a încetat să mai bată în data de 14 februarie. Acesta s-a așezat pe scaunul frizeriei, moment în care i s-a făcut rău, iar la scurt timp a decedat. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva în ciuda tuturor eforturilor depuse. Cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul. Deși nu avem un raport scris al necropsiei, putem să vă aducem la cunoștință că pacientul de 35 de ani era un pacient cu o afecțiune cardiacă preexistentă. A suferit un infarct miocardic acut, susține Costinel Popescu, directorul medical al Spitalului Județean Târgu Jiu. Alexandru Crăcui a fost condus pe ultimul drum de prieteni îndurerați care nu se pot obișnui cu gândul că tânărul nu le va mai fi alături. Familia bărbatului este devastată după pierderea acestuia, soția și fetița fiind cele mai afectate de tragica despărțire. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut decesul, în acest caz fiind vorba despre o moarte suspectă. Unui bărbat în vârstă de 35 de ani din Târgu Jiu i s-a făcut rău în timp ce se afla la frizerie. Nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind constatat decesul. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Alex Crăcui a decedat pe scaunul unei frizerii din zona 9 Mai, unde urma să se tundă.